Elena Udrea a ajuns la spitalul de urgență din Ploiești, după ce ar fi leșinat la penitenciarul de femei Târgșor, unde execută condamnarea de șase ani primită în dosarul Galabute. Potrivit celor de la ambulanță, un echipaj a fost chemat de reprezentanți închisorii la ora 11 și 36 de minute, iar la sosirea medicilor, Elena Udrea era conștientă și stabilă. Totuși a fost dusă la spital, unde ei s-au făcut mai multe investigații, printre care două tomografii. Elena Udrea, care a purtat tot timpul mască de protecție și a fost flancată de gardieni, a fost consultată și de un neurolog. Postul ministru al transporturilor a cerut medicilor să nu se comunice informații despre diagnosticul și tratamentul primit. După trei ore, Elena Udrea s-a întors în penitenciar.